Păi ce e aia? Păi ce e aia? Bă! Bă! Bă, ce... Astăzi reacționăm la noul episod de la Luxury Dark. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un nou episod la mine pe canal. E bine, astăzi, băieți, vom face o reacție la noul episod postat de către băieții de la Luxury Dark, care se numește We Found a Girlfriend on the Dark Web Again. Adică oamenii mei din nou au găsit și și-au comandat o iubită de pe internetul ascuns. Faza foarte tare, fraților, este că clipul a fost postat acum 4 minute și are numai 6400 de vizualizare, adică suntem printre primii oameni care o să-l vizioneze. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic, fraților, să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul la videoclip, să vedem despre ce este vorba și cum arată gagica asta pe care au comandat-o ei de pe Deep Web. Let's go! Ok! Frățelul nostru Chester a găsit un nou site de dating. Da, fraților, deci după cum știți, în trecut nu prea... Mamă, nu prea au găsit gagici mișto pe Dark Web. Ok, deci că frățiorul Chester a găsit un nou site de dating pe internetul ascuns. Dacă vă uitați la videoclipurile lor și toată la reacțiile mele din trecut, știți că au mai făcut chestia asta de două ori și au găsit niște femei super... super ciudate, au găsit și o nevastă, dacă nu mă înșel, la un moment dat o mireasă și totul a fost foarte ciudat. Însă frățiorul nostru Chester, nu știu dacă să avem încredere în el sau nu, spune că de data aceasta a găsit dragostea adevărată. O să găsesc dragostea adevărată și nu o să se întâmple nimic rău. Nu cred. Hai să vedem. Hai să ne uităm la site. Let's go, fraților. Să vedem despre ce este vorba. Sunt super curios. Era 11:55. Să uite la site-ul ăsta. Mamă, ăsta e site-ul, fraților. Mamă, deci uitați-vă, uite, ulcer, asta e gravidă sau care-i treaba? Clant, Petunia, Moe, bă, care-i treaba cu ăștia? Okay, so looking through these people, we have Clant, Petunia, Moe, Poe, Ulcer, mamă, ce-s cu astea? A, mai stai că mai sunt Prudence și Glop. Ok, l-a întrebat pe Chester, de ce crede că aici o să-și găsească prietena? Adică voi ați văzut cum arată femeile alea? The point of this website is to find a girlfriend that shares your interests. Okay, so you match people based on interests? Yeah, dude, and if they think you're cute. Ok, deci că femeile astea pe care au arătat acolo și scopul site-ului este să găsească oameni care au aceleași interese ca și tine. Adică aveți chestii în comun într-un fel și toate femeile alea pe care le-ați văzut voi, fraților, au chestii în comun cu fratele Chester. Nu știu ce chestii în comun au. Hai să vedem. Okay, so I'm kind of interested to see what the girls on this site are interested in. So let's look at this. Hai să ne la Prudence. Ant baths and skin shedding. Do those sound like your interests? Let's go back. It's not a yes or no, but okay. Mamă, fraților, deci fiți atenți și că femeia aia îi plac două chestii. Îi plac băile cu furnici. Cine, cui îi place chestia asta și ceva skin shedding, încă să-ți ia pielea de pe tine. Bă, nu știu care-i treaba și de ce îi place chestia asta. Hai să ne la Petunia. Right? Da, Petunia, fraților, chiar arată foarte bine pe lângă astea. Deci Petunia pe bun e numărul 1. Ia să vedem pe Petunia. Dude, you ok, Parker crede că nu este Petunia, nu este cea reală. Adică stura asta arată altfel în viața reală, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Tot site-ul ăsta e ilegal, frate, okay, cum so adică? Lasă-mă în casa ta. Și că nu pot să mă opresc din zgâriat până când nu se oprește durerea. Nu știu care-i treaba cu citatul ăsta, dar mi se pare super suspect. The pain makes me feel so alone. Make the scratching stop my head from the bad thoughts. Și că zgâriatul ajută, mi-ajută creierul să se oprească din gânduri rele. Bad thoughts. And then she's got an interest below that of hearing people chewing. Și că și îi place foarte mult să audă lumea cu mestecă. Cum adică îți place să auzi lumea cu mestecă? Mi se pare nervant, fraților. Bă, ceva-i ciudat cu fata asta, pe bune. Ok, deci frățiorul Chester spune că e doar, ea e singură și de-aia e așa ciudată. Mamă, tare mi-e că o să se întâmple ceva la șmărătă. Nu, frate. Hello, friend. Ok, el zice că, deci Parker zice că nu are crederea și 100% nu e aceeași femeie. Fraților, vreau înainte, deci înainte să continuăm, să spuneți dacă credeți că Petunia asta arată la fel ca în poze. Scrieți chiar acum la comentarii.
Și că hai doar să vorbim cu el, să vorbească online. De ce o vrei pe fata asta așa de mult? Ok, schimb nu pe Tony, hai să vedem. Cică, hai, îmi faci onoarea? Cică, dai onoarea să vorbești cu mine? Floarea mea? Băi, ce tactici de agățare. Hello. Mamă, dar stați puțin, băi, ți stați. Bă, Petunia noastră e cam ciudată. Asta a întrebat frumos, salut. Pot să am onoarea să conversez cu tine, nu știu ce. Și a zis Petunia, salut, spune-mi adresa ta acum. Tell me your address now. Cică, cred că e cea mai perfectă fată din lume. Așa vreau și tu cu fetele, mamă, frățărul. Frățărul ce stăra nicio treabă, dar... E destul de patetic. Wait a second, hold on. Let me check something. Ia să se uite la ceva. Se duce la profilul lui. Bro, I didn't say that you could use my pictures on here. Mamă, fraților! Bă, ce stări, a folosit pozele lui Parker! You said she's cute, right? A spus că eu folosim pozele lui, mamă, se duce totul. Le-ai postat online, sunt publice. Trebuie să le ștergi, bă, frate. Ok, ce că mai dă puțin timp. Te rog să le ștergi, a spus, mamă, frate, sunt curios cum arată fata aia în viața reală. Ok, fiți atenți că asta o să fac o prostie. Parker i-a zis să șteargă pozele pentru că nu-i deloc Caterinca și nimic amuzant să-i pună pozele lui pe site-ul ăla. Și ăsta a zis că da, o să fac chestia asta și o să ștergem profilul mai târziu. Hai să vedem. Ok, stați puțin băieții că asta o să mai vrea să vorbească cu ea. Mamă, uite, și acum... Mamă, i-a dat adresa, fraților. După cum vedeți, scrie exact acolo, băieți, că i-a dat adresa. New York City, mamă, i-a dat adresa, mamă, o să fie o surpriză pentru Parker, nu cred că o să fie o surpriză pentru Parker, frățiorul meu, de ce i-a dat adresa, nu e ok. Două nopți mai târziu. Ok, guys, so it's been a couple nights since we were on that site. Mamă, boys, știți, a zis că i-a dat adresa. Mamă, și bate cineva la ușă, i-a dat adresa. Mamă, cine e aia? I think his girlfriend's here, I'm gonna go tell him. Și că o să zică lui Parker că i-a venit iubita, bă, care-i treaba, fraților? Bro? Ce? E iubita ta aici. Mamă, băiți. Îți amintești de fata aia? N-ai invitat-o. Bă, dă, bă, mamă, frate, bă, mamă, deci ce stare aici? A făcut mare greșeală, vă zic. Nu vreau persoana asta aici, bă, a făcut mare greșeală, vă zic. Vă zic, a făcut mare greșeală că a chemat-o pe asta aici. Fiți atenți că e ceva nașpa cu ea, sutra asta. Hai să vedem cum arată. Oh! Salut! Ești Petunia? Bă, fraților, bă, adică arată super ciudat, dar nu e, adică arată ca o psihopată, în opinia mea, dar nu e, credeam că o să aibă un gât invers sau ceva de genul, Doamne ferește, adică arată ca o psihopată, dar nu e nimica chiar așa de, uite, lui frățiorul Parker chiar îi place, adică bă, chiar nu-i urâtă, deci pe bune, vă zic, parcă așa arată, deci frățiorul Parker chiar îi place, fiți atenți că erau pozele reale. Ok, bă, deci Petunia chiar e frumușică, băieți. Da, tot arată ca o psihopată în opinia mea. Sunt Parker. Bine venit în castelul ăsta, uitați-vă, acum îi place lui Parker. Ești singur aici? Sora mea, l-ai văzut pe frățiorul Chester în stânga, l-ignori? Dude, what? Dude, what? Sunt sigur? O să stăm și o să vorbim cu ea? Uite cum se uită la Chester, la Parker. Vrei să vorbim? Sunt obosită. Poți să fiu singură cu tine? Părți eu zis să nu pierzi așa ocazia. Ce râde, deci nu vrea. Vrei să mergem în camera noastră? Bro, să... Da, Chester e lăsat, hai frate! Îmi pare rău, Chester. A zis că e obosită, nu putem să primăm cu ea. Deci lui frățelul parcă îi place de ea. Putem să fii singur, dar tot e psihopată, vă zic eu strastă. Putem să fim singuri? Uite, o apucă de mână, dar e... Săracul acesta. Da, hai să vedem. Mamă, dar vă zic că e psihopată 100%, fraților, deci 100%. Trebuie să filmăm. Relaxează-te. O să mergem înapoi, ok, hai să vedem, fraților. Mamă, deci vă zic eu. Ia, acum o să suntem poșete aici și o să găsească ceva 100% suspect. Ce e aici, băiți? Cine? Aoleu! Ce e aia? E un gândac! Mamă, fraților. Ce are acolo? Ce are acolo? Boyfriends, iubiți. Bă, are buletine de la toți iubiții ei. Bă, de ce are atâtea buletine?
Bă, să nu-l omoare pe fratele. Trebuie să-mi spun un Parker, mamă, dacă e prea târziu, fratele, dar de ce are buletine de la toți iubiții ei? Cam ciudată fata noastră. Bro. Bro. Mamă, sper că mai e acolo. Bro. Bro. Mamă, băieți. Vreau să schimb ceva. Parker? Dude, vorbea cu ea. Ce face acolo? O să filmăm mai târziu. De ce stai cu ea? Doar că mi-aste... Bă, băieți, bă, mi se pare că e mult mai urât acum, cred că i s-a întâmplat ceva. Ia, uitați-vă la ea, uitați-vă numai la ea, în dreapta. Uitați-vă numai la ea. Acum uitați-vă la ea. Bă, arată mult mai suspect decât data trecută. Bă, i s-a întâmplat ceva. Calmează-te, Chica. De ce faci așa? Cred că e ceva ciudat. Mamă, dar îi zice și ea aude, fiți atenți că ea aude. Ia, Chica, i-am găsit aceste buletin... De ce te uitai în poșeta ei? Dă-mi aia. Dude, she had IDs in there. Chica avea buletine. E nebună. You're being rude right now. Mamă, deci acum ăsta e indoctrinat, fiți atenți. You need to stop. Bă, uitați-vă la ea, uitați-vă la ea. Bro, I need to talk to you right now. Trebuie să vorbesc cu tine, neapărat. E important. Alright, just give me a second, okay? Dă-mi o secundă. Mamă, băi, fiți atenți că Parker e orbit de iubire al lui ăsta. Că tot arată ca un psihopat în opinia mea. Mamă, frățiorul. Nu te duci singur. I-a închis ușa, fii atent. Parker. A dat muzica rock, a dat muzica la maxim. A dat muzica la maxim, să nu mai audă pe Chester. Okay guys. Okay, nu știu ce face cu fata aia, dar n-am încredere în ea, nici eu n-am încredere. Okay, o să aștept aici până o să vină Parker să vorbească cu el. Okay, so I hear someone coming downstairs. Mamă, deși că deja, ia, 1-4-6, deja te cuva aproape 2 ore și auzi pe cineva că vine jos. Ia să vedem cine e Parker sau ea. A, uite pe ofițerul Parker. Let's go. Prețiorul? Yo. Mamă, să nu... Dude. Poate i s-a întâmplat ceva, ia. Parker? What are you doing? Ce faci? What's up? Dude, you shouldn't be alone with this girl right now. Uite, e transpirat, e tot ce sunt. Yeah. Da. Yeah, what? Yeah, I know, dude. Știu. I'm gonna be back in a little bit, dude. Just wait here, okay? Chica, o să vin imediat. Așteaptă puțin. Mă, dar stai puțin că s-a întâmplat ceva cu el. Get back here. Vino înapoi. Bă, s-a întâmplat ceva cu el, 100%. Ok, a băut din sucul ăla. Se întâmplă ceva cu el. Ora 3 dimineața, fiți atenți. Okay, so it's been another couple hours. Okay, au trecut câteva ore. Parker hasn't come back downstairs yet. Mama, au trecut deja, a trecut o oră și ceva și Parker încă nu a venit. I just heard his door open. Da, s-a deschis ușa lui. O să mă duc sus. Bă, ce s-a întâmplat? Okay, let's look in Parker. Okay, hai să ne uităm în camera lui Parker. Mamă, frate, să fiți zis că se întâmplă ceva. Nici numai el. Bă, și unde e gacică sa? Aoleu. Parker doarme, dar unde e prietena lui? S-a auzit apa. Cred că e la baie. Băi, fraților, ce se întâmplă? Bă, se întâmplă ceva, 100%. Ce se întâmplă? Se uită pe sub... A, se uită pe sub, aici. Mă! Bă, ce se întâmplă cu picioarele ei? De ce face așa? Bă, ce se întâmplă cu picioarele ei? Mamă, i-a picat mâna, băieți. Ce e aia? Ce e cu mâna aia? What the was that? Bă, ce a fost aia? Bă, băieți, bă? Mamă, ce e aia? Ce e aia? Bă, ce e aia? Bă... Trezește pe Parker și fuciți, dar cred că Parker deja i s-a întâmplat ceva aia. Mamă, s-a închis undeva. Cred că m-a văzut. Mamă, bate cineva la ușă. Mamă, te-ai dus, frățiorul meu. S-a dus frățiorul Chester. Nu deschide ușa. Aba, uite-l pe Parker. Were you just recording Petunia in the bathroom? Deci, doar că s-a întâmplat ceva cu Parker ăsta. A venit și l-a întrebat dacă o înregistra pe Petunia în baie, deci ăsta e indoctrinat. Nu e cine crezi tu că e. Nici măcar nu arată la fel. Și că ai înregistrat-o în baie, ești bolnav. Fiți atenți, bă, tare mie că poate aia Petunia
ea rămâne normală când e cu parcă, știi? Și când așa se transformă. Trebuie să vorbesc cu tine. Te rog, ascultă-mă. Ok, spune. Hai să mergem și să vorbim. Poate acum îi arată filmările. Îi arată filmările, poate. Hai să vedem. Ok, spune-mi. Ce se întâmplă cu tine? Why are you getting so close with this girl? De ce te atașezi așa de mult de ea? What do you mean? Cum adică? There's something wrong with her. E ceva ciudat la ea. All night and you won't listen to me. Încerc să spun, dar nu mă asculți. Don't understand. Nu înțeleg. De ce te comporți așa? Why don't you want me to be happy? De ce nu vrei să fiu fericit? Wait, when did I... Mamă, s-a auzit ușa. Mamă, fraților, uitați-vă la ea. Dar uite, vedeți, acum e normală parcă. Ok, numai fața ei nu e normală, dar așa e normală. Hey, babe. Salut, iubito, cum ești? Bro, you gotta be joking me. Bă, cum? Bă, de ce arată fața așa? She's disgusting. E bro, that's enough. You've been rude and annoying all night. Mamă, i-a zis că e disgustătoare. Mamă, deci în general, Chester e ăla care are probleme cu acum parcă nu știu ce încă în fraților. Put up with what? I'm trying to help you. Încerc să te ajut. Bro, why can't you just let two people be happy together? Lași doi oameni. Just look at her face. Uite-te la fața ei. E ceva ciudat cu ea. You need to accept that I like her. Îmi place ideea. Îmi place foarte mult de ea. I like spending time with her. Îmi place să petrec timp cu I ea. I like talking to her. Fate, să nu-l uiți pe frățiorul Chester cu el ai făcut videoclipuri, bă, nu cu asta. I like kissing her. Îmi place să o pup. Aoleu! Aoleu! Băi! Băi, și tu gătat de pe... Băi, sau n-am văzut eu bine? I like kissing her. Aoleu! Cum să o pup asta? Băi! Băi, ce se întâmplă? Săracul mai poate. Or you can get the hell out of this house. Ori accepti, ori pleci din casă, fii atent. Bro, what the hell are you talking about? Deci e indoctrinat, frățul nostru. Petunia, let's get out of here. Petunia, hai să plecăm de aici. Bro, e ciudat. Don't leave with her. Listen to me. Come here. No. Frățul, vină înapoi. If you can't accept that her and I are dating, then I don't think we can still be friends. Nu mai putem să fim prieteni dacă nu accepti că eu o iubesc. Și ascultă. If I see you recording her in the bathroom again, I'm gonna call the police. Și mamă, și a zis că, dacă o mai înregistrează câteodată în baie, o să sune la poliție. Deci fiți atenți că frățiorul Parker are nevoie de ajutor indoctrinat. What? La abandonează pe fratele Chester, cu care a făcut atâtea videoclipuri, a supraviețuit de atâția moștri și acum o ia pe asta. Fiți atenți ce bulangiu e Parker. Okay. Hai frățiorul Chester, poți și singur, let's go. E ora 4 dimineața, sunt în camera mea. Și că nu ascultă Parker de mine deloc. N-are credere în fata aia. I guess I'm just gonna go to sleep now. Ok, o să se culce. Try to talk to him in the morning. Și o să vorbim de dimineață. Okay. Să frățiorul. Îmi pare rău de frățiorul Chester. Pe bune, fraților, nu merită ce i se întâmplă. Ora 5 dimineața. Fii să zic că se întâmplă ceva. Mamă, ce se aude? Bă, se aude parcă un ritual. Bă, se aude ceva ciudat. Bă, se aude ceva ciudat rău de tot. Cred că vine de sus. Hai să vedem, fraților. Care-i treaba? Bă, dar se aude ceva ciudat, pe bune. Mamă, ai grijă. Ai grijă, fraților, că se întâmplă ceva. Cred că a venit de acolo. Mamă, să-l închizi și frățiorul Parker ciudat. Bă? Bă, ce se întâmplă? Bă, fraților... Opa, e un tablou picat. Dar nu era nimica. Sau nu, e ceva strastă. Aveți grijă, jumpscare. Bă, ce-i aia? Bă, ce-i aia? Bă! Bă! Bă, ce-i... Mi-au spus să mă opresc. Bă, ce-i cu creatura asta? Bă, ce-i cu femeia asta, fraților? Parker! Parker? Parker! Bă, ce? Aoleu, aoleu! Aoleu! Aoleu, fugi! S-a trezit, bă! Bă, du-te, mă, și ajută-l! Bă, du-te și ajută-l! Mamă! Da, uite, acum stau cum, nu mai e așa cum era înainte. Mamă! Fugi! Ok, a închis-o afară, acum vine asta. Ce naiba se întâmplă? M-a atacat. What the hell did you say to her, dude? Ce i-ai zis, frate? Nu e cine crezi tu. M-a atacat. E un monstru. Ia că deschide ușa. Asta e nașpa. You obviously said something to her. I-a zis ceva, bă, deci parcă ăsta e indoctrinat. Dude, I could have got hurt. Why don't you care?
De ce nu-ți pasă? Că era să fiu rănit. Și n-am făcut nimica. Okay, I'm going back to my room. Mă duc înapoi în camera mea. Doar să nu mă deranjezi, ok? Bă, frate. Săracul Chester, băieți. Săracul Chester. Bă. Thank you guys for watching this episode. That was absolutely terrifying, and I don't think that we should go on one of those sites again. Bro, keep an open mind. Da. Remember, let's smash 100,000 likes. Ok, frate, știi ce s-a terminat? Deci eu zis că a fost teribil și bănesc că s-au împăcat și că n-ar mai trebui niciodată să intre pe site-urile astea. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu reacția de astăzi. Bă, foarte mișto episodul, destul de pulangiu, Parker. Frățiorul Chester era să fie atacat de iubita lui de pădipă. Mai bine, dacă v-a plăcut acest episod și mai aveți reacții de genul, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și vă urez o seară și, dacă vă uitați pe zi, o zi minunată. V-am pa pe toți, pa, pa! Salutare, fraților, numesc Marius Iancu, iar în videoclipul de astăzi, guys, pentru că foarte mulți ați cerut, o să reacționăm la băieții ăștia care au cumpărat un paianjen gigantic direct de pe Deeper. Dacă mai vreți episoade în care reacționăm la Life of Luxury / Luxury Dark, apăsați chiar acum butonul de like să facem cât mai multe like-uri la clipul acesta, deoarece băieții ăștia cumpără niște chestii super super șmechere și ar fi nașpa să nu reacționăm la ele. Și ce zic, și abonați-vă la canal dacă sunteți noi, deoarece o să postez din ce mai multe chestii de genul. În episodul de astăzi, băieții, o să vedem cum oamenii au cumpărat, bă, un paianjen absolut gigantic care este și foarte foarte periculos. Nu vă zic mai multe, haideți să-i dăm drumul la episod. Let's go! Deci Chester a găsit un site pe Dark Web unde poți să... Ok, deci Chester ăsta a găsit un site pe internetul ascuns unde poți să cumperi nu numai paianjeni, ci de-astea animale exotice, gen like, ce nu se poate găsi în magazinele normale. La, nu vă gândiți că poate să cumperi o pisică, gen o pisică super, super ciudată ar putea să cumpere de acolo, nu o pisică normală sau ceva de genul, știu ce zic. Nu că pisica ar fi exotică, dar v-ați prins voi. Ok, cica, au mai făcut chestia asta odată cu altceva și uitați-vă ce s-a întâmplat, gen, uite, we bought a pet fish, ceva cu un pește au făcut și uitați-vă ce s-a întâmplat data trecută când au comandat un pește de pe internetul ascuns. Nu genul ăla de pește, v-ați prins voi. Uitați-vă, a sărit gen pe geam. Și speră că de data aceasta lucrurile se meargă mai încet. Hai să vedem ce face cu site-ul, bro, ce zic. Bun, hai să vedem, la 11.27, ia uitați-a. Deci, uite, pisici, bro, băi, am zis pisici, bro, ce zic. Deci pisici, râme, pești și paianjeni. Hai să vedem. Acum se uită la râme, bro. Uai, vierim gen. Mamă, bro, cât de mișto. Ci că poate să o pună în baie și să umplă cu pământ, bro. Mamă, cât de mișto arată. What? Uite, spiders. Uite, cu ia, știi că cu spiders, cu păianjeni. Hai să vedem, bro, ce fac aici cu spider-ul. Bro, ăsta nu vrea păianjeni, cred că-i speria, bro. Hai să vedem. Hai să mergem la râme, până la urmă. La viermi. Okay, in the description here, mama, says, bro, these spiders will crawl inside your heart and nest, giving you a feeling of warmth and paralyzation that money cannot buy. Deși că paianjenii ăștia o să-ți intre înăuntru inimii și o să-ți dea o senzație de căldură și paralizie pe care banii nu o pot cumpăra, bro. What? Dude, that doesn't sound right. Ce ca aia nu sună bine. Hai să vedem, bro. Deci are skinny spider, big eating spider, pale face spider, asta arată super super ciudat, și black goliath spider, bro. N-arată destul de ok. Ce, că ți-e frică de paianjeni? Da. Da, bro, clar e frică de paianjeni, și ce zic? Și că nu mai poți să... Ia uite, la Black Goliath, cred că pe ăsta îl cumpără, băi, dacă nu mă înșel. Mamă. Spider. Deși că asta e cel mai mare paianjen care există și este o femeie sărcinată care e pregătită să dropeze ouă, știi ce zic? Adică, ci că se ține la distanță de copii mici, aia mai bătrâni și de alte animăluțe. Fără refunduri, ai plătit, bro, nu mai pup banii înapoi, știi ce zic? Okay, I mean, this thing sounds kind of terrifying. Ce că sună foarte, foarte terrifying. Ce că da, mai să mergi, bă, la problemă cu viermi, bă. Hai să vedem. Avem deja viermi.
It's not the same thing. Many hobbyists can call them whatever you want, but you have worms though. Ok, deci cecau deja ăștia. O să ia pe spider-ul ăsta. Ok. Mamă, 20 pounds, deci 20 pounds după calculele mele matematice e în deci 19,7 undeva la 8, 9, 10 kg. Știi ce zic? Like, let me check. Deci hai să zicem că, na, nu 19,7, ci sunt 20 lbs, adică lbs de aia, pounds în kilograme. Dai, 9,07, 9 kg. Oh my god, uitați-vă de shipping, $780 transportul. What? Deci au dat $2,500 pe un de asta, cum îi zice, pe un pe un paianjen. Hai să vedem. Ce că nu știu când o să fie livrat, dar în 2-3 zile. Deci o să primim o notificație. Dacă mă atinge, s-a dus dacă l-a atins. Hai să vedem. We are not level for any injury or farm. You must read the section very carefully. Deși că ei nu răspunde orice chestie pe care ți-o face paianjul, nu știi ce zic. Ci că nu e frică, doar că nu vrea mâini păroase pe el. Hai să vedem. Hai să vedem ce o să fac acum. Cred că acum peste câteva zile. Hai să vedem. Two nights later, peste două nopți. Yo, dude, I just got a message that the package arrived. Și că a primit un mesaj că au primit package-ul. Hai să mergem la ușă. Ok, bro, au primit pachetul. Ok, băieți, știți că pe Darkweb, like, fără oameni, oamenii știu cum să se coordoneze, să se facă nevăzuți, pentru că dacă livrezi cu de pe Darkweb, ești puțin ca suspect, adică zic și eu. V-ați dat și băieți seama, cred. Hai să trebuie să le aducem înăuntru. Chiar sunt curios, bro, ce o să facă cu el, like, mi se pare, fly. Hai să vedem. Are chain, adică are lanțuri, bro, gen. Dalea să nu iasă cumva sau ceva de genul. De ce n-ar trebui un lanț pentru un... ăsta? Ok, deci mă întreba dacă vrea să deschidă acum sau să se ducă la etaj. Și că se duc la etaj. White, se mișcă ăla, bro. Mamă, deci că e foarte... Mamă, deci e foarte, foarte puternic ăla, dacă are, zice că le crește. Hai să vedem, bro. Ăla, deja e că capă el, gestor al nostru s-a dus. Hai să vedem. Deci asta deja e... Nu mai zic. Asta e deja mai de capul lui, săracul de-l. I don't know, hai să vedem ce face. Ia uite, ci că... Deci că taie cutia. Ok, mama, bă. Bă, e super spus ce da, bă, ce se întâmplă pe față. Be careful, hai să vedem. Hai să vedem. Știi cumva cum o să dăm jos lanțul ăsta? Trebuie să dea cumva jos lanțul, bro, să vedem paianjenul, guys. Scrieți în comentarii cum credeți că o să arate paianjenul și ce zic. Cred că o să arate super, super mișto după părerea mea, dar nu sunt sigur. Hai să vedem. Bun, bro. Mamă, deci acum încearcă să dea astea... Încearcă o tonă să-l dea jos. Ok. Ok, i-au dat slide off, adică... Ok, bun. Ok, hai să vedem. O să o deschidă, bro. Bănuiesc că l-ai pus într-o cușcă, like, nu o să sară acum. Mama, ce că miroase. Ok, wait. O să vedem ăla. E încă o cutie, bro. Până normal, bro, că dar nu l-a lăsat acolo. Hai să vedem. Notice? Ce că biohazard level 2, nivel de radiații, bro. Dude, this is Roman numerals. 11. Ah. No, let's just take this box out. Gen, ce prost, bă, ăla-i prost oricum. Erau gen biohazard level 2, gen schis în d-alea romane și ăsta a zis 11, bro. Cred că aici e paianjenul. Îl aud cum încearcă să scape, gen, zgârie cutia. E un simbol de pirat. Nevermind. Hai să o deschidă, bro, să vedem cum arată. Deci chiar sunt extrem de curios cum arată tovarășul. Mamă. Uai. Bro. Mamă, bro. Vreau să-l vedem neapărat.
what is it doing down there? Yo, uitați-vă cum se mișcă! Bro, se mișcă! Dude, get this thing away from me, bro. Trebuie să-l duc undeva. Deci îl duc în garaj. Acolo e foarte multă pânză de paianjen, bro, și nu se bagă băieții. Ok, o să o pun acolo, deci destul de ok. Bro, asta e super, super ciudat de like. Bă, abia aștept băieții și voi veneți că abia așteptați să vedeți cum arată, cum arată paianjenul pe la urmă, bro. Uitați-l! Oh my god! Bro, cum arată! Uai cum arată, voi vedeți cât de gigantic e. Ok, pun astea deasupra, gen, ca să nu iasă. Pun pietre. Uitați-vă la el, bro, uitați-l acolo. Uitați-l acolo. Ok, se culcă și o să vadă ce fac ăștia, ce face paianjenul noaptea. Ce, că se orbează la tine? E doar curios. Mamă, cum arată. Bro, cum arată. What? Ai, ce creatură e aia, bro? Aia nu-i de pe planeta Pământ. Ok, hai să vedem ce face paianjenul, bro. Să vedem ce face. Poate, cum ar fi să evadeze, știi, zic. Uitați-vă la el. Ia să vedem. Ok, era 12.51 până acum nimica. 1-2-8, deci paianjenul e destul de cumințel. Adică, băi, e de treabă, știi zic, îți iei un paianjen 1-2, n-ai treabă, știi zic, tată, n-ai treabă. Ora 2 dimineața, n-ai treabă, observ. Ce vei de băieții, n-au treabă cu el. E de treabă paianjenul. Uite, 2-2-7, opa, se pregătește să facă ceva. After 2 hours of climbing and spinning webs, the spider appeared to become agitated, deși că după 2 ore de... cum se mișcă el pe acolo, a început să devină agitat, adică pe la 4:30 trebuie să facă. Și am fost șocați și terifiați pentru următoarea lui mișcare. Ia să vedeți, băieți, ce a făcut. Hai să vedeți ce a făcut. Cred că a evadat de acolo, like. 252. What? Bro, ce faci? Cum poți să fac asta? Dă, pur și simplu, deci, cred că, m-am prins ce faci, el dă-le afară ca după să mai, să iasă, ia uite, fiți că iese acum, iese de acolo. Iese de acolo, oh my god. A dat, mamă, uite, bă, voi vedeți cum arată chestia asta, Like, bă, ce e asta, bă? Asta numai paianjenul e, bro. Ok, că se ducă prin stânga, like, uite-ți-mă stânga, guys. Ia uitați-l! Cum se plimbă el, puișorul! Uitați-vă la el, bro, cum se plimbă, efectiv. N-are nicio treabă, al meu. Al meu se plimbă, bro, n-are nicio treabă. Cred că e inofensiv, totuși. E ora 4 dimineața, bro. 3:53 AM, ok, e aproape 4 dimineața, după cum am spus. E aproape ora 4. Așa. Ci că a auzit un sunet, gen așa, un fel de... S-a spart ceva jos. O să ducă jos, hai să vedem. Uai, să nu vină după ce stăr paianjenul, bro. Hello? Cineva aici? O să zic să fie la paianjen, hai să vedem. Și acum vede. Bro, cum a făcut asta paianjenul? Deci noi las... Ok, trebuie să zic lui Chester. Săracul Chester, că n-aude, e mort. Să mă răbeți. Chester? Deci, bro, trebuie să se grăbească rapid pentru Chester ăsta nostru. Ia să-l vedem. Oh my god, e paianjenul pe capul lui, bro. E paianjenul pe capul lui. Oh my god, bro. O plecat, o plecat. O, băi, gata, aș-o pus ochelari instant. Uai, bro, ce are în gură? Bro, ce are în gură? Are pânzi de paianjen. Mamă, nu vă uitați, nu vă uitați. Nu vă uitați, nu vă uitați, băieți. Nu vă uitați. Ce că, nu l-am lăsat. Bro, ce se întâmplă? E pânzi de paianjen, oare ce e?
Iac, bro. Okay, guys, so it's the next day right now. Deci 10:44, a doua noapte. Vor să vadă cum au reușit să... Da, bro, dar trebuie să vedem ce s-a întâmplat problema cu Spider. Adică bănesc că le-a făcut ceva, adică, nu? Dar nu l-a lăsat așa pe acolo, pur și simplu. Acum urmează să vadă cum a evadat Spider-ul din asta. Ok, e nebun. Bro, we're lucky this thing didn't eat the cat. Yo, look at that. What? Uitați acum, ok, și iau asta. Mamă, asta spart aia, bro. I can't believe it lifted that up. Uitați-vă, bro, cât de mișto. Dar trebuie să văd ce a făcut în camera ta. Hai să vedem ce a făcut în camera lui, ia uite-l. Mamă, bro. Mamă, bro. Faci ceva cu gura ta. Dude, do you think it was laying eggs in me? Ci că a pus ouă în el. O fi că a pus ouă în el, bro. I think we saw enough, right? Mind if I shut this computer? Bro, I feel like I can feel them in me. You can feel the eggs in you? Dude. Ci că poate să vad două, poate să vad de genouăle de puse de aia în ea. Feel something crawling around. Dude. Săracu ăsta, asta ci că simte cum îi vin paianjele prin el. Ia să vedem. Acum ascultă paianjele pe gură. Vrei să mergi la doctor? Un ultrasound. Niște ultrasunete. Deci cred că e gravid cu alea lui Paianjen. Asta e dus cu capul, bă. Hai să vedem. De ce era în gura mea? Hai să... Ok, au închis videoclipul, băieți. Ok, l-au închis, guys. Bă... Ce s-a întâmplat cu Paianjenul, guys? Scrieți la comentarii ce s-a întâmplat cu Paianjenul și cel mai șmecher comentariu va primi pin de la mine și totodată scrieți la ce videoclip mai vreți să ne uităm de la băieții ăștia. Eu am fost Marusian cu ne vedem curând cu episoade noi. Seara frumoasă în continuare. Pa, pa! Salutare tuturor, mă numesc Marusiancu, sper că aveți o zi minunată, guys. Bine, în episodul de astăzi vom reacționa la Luxury Dark, adică la băieții de la Life of Luxury, care au cumpărat un câine de pe internetul ascuns. Înainte să înceapă videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal, să ajungem cât mai rapid la 400.000 de abonați, guys. Și haideți să începem cu videoclipul. Ei bine, ăștia au mai făcut, bănuiesc că știți și voi că au mai făcut foarte multe reacții care au cumpărat lucruri de pe internetul ascuns. Astăzi au cumpărat un câine, bro. Chiar sunt curios, bro, nu știu dacă știți, nu știu cine s-a uitat, bro, nu știu cine s-a uitat la acele videoclip. Scrieți în comentarii dacă v-ați uitat la videoclipul al meu de reacție de la Life of Luxury, grijă mare, de la Life of Luxury, în care se întâmpla ceva cu câinele ăla, bro, care de fapt după s-a dovedit că nu era câine și era un stalker în loc de câine, care a fost îmbrăcat în câine, care a făcut ceva la câinele lui femeia, foarte, foarte complicat. Scrieți în comentarii dacă ați văzut episodul ăla și haideți să începem să reacționăm la acest script de la Luxury Dark. Let's go să vedem despre ce este vorba. Ok, deci... Ok, guys, deci că frățiorul nostru Chester a găsit acest site pe internetul ascuns care susține că vinde câini, bro. Ia let me check să mai vedem o dată. Ok, băieți, deci cam ăștia sunt frățiorii noștri. Ia uite, dogs that we love you. Oh, why, bro? Bă, voi vedeți și chestia asta? Deci Tiny Kids, Squishy, Love Cats, 666. Deci vedeți că sunt foarte multe categorii de-astea de a cumpăra. Ok, hai că nu o să ne uităm momentan la câini. O să vedem când o să ajungă și ei pe site. Hai să vedem. Ok, guys, deci spune că este destul de sceptic, deoarece s-ar putea ca acest site să nu vândă câini și să vândă ceva super, super ciudat. Ok, deci nu știu cine a făcut site-ul sau cum merge, dar o să ne dăm asta seama. Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Ok, deci ăla este website-ul. Dogs that we love you. Ok, băieți, hai să ne uităm la chestia asta. Bă, în primul rând, avem acolo foarte multe chestii, bro. Adică, după cum vedeți, este un site numai pentru câini. Este un site pentru mai multe chestii. Dar hai să vedem ce scrie aici. Câini care o să te iubească. Acești câini sunt loiali și sunt
creaturi, oh my God, creaturi care sunt capabile de o dragoste ca și cum ar fi niște oameni, gen, ca și cum ar fi urman. Și că they will follow you for life, ci că o să te urmeze pentru toată viața. They know how you feel and will comfort you. They will protect you from any dangers. Ok, deci știi că o să simte ei ce gen, cum te simți tu și o să încearcă să te pună într-un confort constant și totodată o să te protejeze de anumite pericole. Nu știu ce pericole putea tu să ai băieții, dar având în vedere că cumperi un câine de pe Dark Web, 100% ai ceva probleme. După cum vedeți, guys, hai să vedem ce o să aleagă băieții din frățiorii noștri. Alacă super suspicios, da. Ok, hai să vedem. Da, deci după cum vedeți, toate astea sunt, au destul de puțină lumină. Ok. Hai să vedem pe ăla. Nu. Deci înainte să dea click, hai să vedem care sunt ăștia. Îl are pe Interactive Love Dog, papii săi, care costă $2,400, frățiorul meu! Uite-te la el, din 101 dalmațieni. După ăla avem pe Love Buddy JR, care e juniorul. Ia, uitați-vă la el. Bă, frățiorii mei, dar după părerea mea din stânga arată mai ok. Deci e fix pe frățiorul Grey Love Dog, care arată super, super ciudat. Ok, hai să vedem ce o să aleagă, pentru că l-au ales pe ăsta. Hai să vedem dacă îl cumpără. După cum vedeți, e o reducere destul de mare, de la 1200 și ceva la 895. Dar pe lângă asta vedeți că și frățiorul ăsta e redus de la 2300 la 2195. Nu e așa deal acolo. Hai să vedem. Deci asta e o poză cu ăsta, îl cheamă Grey Fury Love Dog. Are un review, bro, și spune că cică... Stai puțin. Bro, cum are un review, gen? Adică există... Asta e o rasă? Gen, sau... Chiar că e un câine individual, bro. Având de vedere că are un review, înseamnă că a mai fost al cuiva, știi ce zici? Și spune că o să primești un câine care o să te iubească pentru totdeauna și o să meargă cu tine oriunde te duci tu. Ok, bro. Da, asta sună destul de... Cică, sună foarte, foarte șmecă. Ok, deci ăsta vrea să cumpere acum și a spus că nu putem. Ok, frate, deci fiți atenți. Chester încearcă să-l, cum îi zice, Chester încearcă să-l convingă pe Parker să cumpere câinele cu următorul argument. Spune că, bă, având în vedere că sunt vânduți pe internetul ascuns, s-ar putea ca acești câini să fie tratați destul de urât, bro. Adică să fie abuzați. Și tocmai de ce, hai să-l cumpărăm noi și să avem noi grijă de el, bro. Bă, na, e ok, dar nu se întâmplă, nu o să se întâmple chestia asta. Ci că îi spune că... Ok, deci îi spune că o să aibă el grijă de el. Nu știu care e treaba. Acum îi explică asta, stați puțin să dau asta mai așa. Îi explică că... Cum îi spune? Îi explică că nu e așa de responsabil că să aibă încredere de un câine. Să aibă... De un câine? Dude, I promise you I'll take care of this dog. Ok, acum este ceartă, bun, și o să aibă cum e, și o să aibă grijă de frățior. $895. Ok. Și că trebuie să plătim prima dată factura la electricitate, bro. Hai să vedem. Da, chiar dacă nu e un câine, bro. Hai să ne gândim. Uite-te la el, bro. Da, arată super, super ciudat, bro. Dacă la câinele ăsta spui uite-te la poză, 100% e câine. Nu e câine, frățiorul meu. Hai să-l vedem. Ok. You look weird too. Cică asta a spus că arată sunt foarte ciudat. Și a spus pariesc că și tu arăți foarte ciudat în ochii lui. Ok, hai să vedem. Ce că e foarte entuziasmat, bro. Hai să vedem dacă îl cumpără. Bun, hai că o să-l ia. Ok, crede că e și un schem. Hai să vedem. Ok, deși că o să, cum zice, crede că e schem. Da, sunt șanse foarte mari să fie schem. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. It's done. I guess all we can really do now is just set the cameras and see how it gets delivered. Because I'm guessing. Ah, așteptam să vedem ce se întâmplă, bro. Ok, deci că nu OPS o să vină la ușa noastră să ne dea câinele. Și că o să pună camere, hai să vedem. Și că să închid și ușile, că nu vreau să uite cineva în camera mea, în casa mea, având de vedere că am pus adresa pe internetul ascuns. Bun, 24 mai 2019 a ajuns câinele la ei în casă. Let's go.
ușa din spate. Bro, ce-i ăla? Frățiorul meu, cred că băiatul ăla e de... La ora de viață, cred că băiatul nostru e vreun psihopat. La numai câine noi, adică oricum din poză, bro, nu arăta. Adică parcă arăta, hai să nu fim chiar așa de răutăcești, parcă arăta câine, bro, dar nu prea. Adică frățiorul ăsta bănesc că e vreun psihopat ăsta care s-a îmbrăcat în câine, hai să le vedem. Ok, încearcă să intre... Nu știu ce încearcă. Poate e un câine, bro? Nu cred. Nu, bro, e 100% un... Oh, no. Bun, hai că a intrat în bucătărie, bro. Hai că e câine, să moară frații mei, numai câine nu e ăla. Bro, numai câine nu e frățiorul nostru. V-a zis, bro, că e un psihopat ăsta, bro. Adică, bă, până la urmă îți pui adresa, pui trebuie răspuns la ce te aștepți. Gen 100% s-ar putea să se întâmple chestii de genul. Hai să vedem. Ora 3 și 11 dimineața. Nu știu dacă băieții sunt treji. Unde se duce? Se duce... ce face, bro? Ce face? Nu prea înțeleg ce face frățiorul nostru. Bro, ce face? A, izvine pe acolo, vedeți că acolo e foarte, sunt foarte multe sticle, bănuiesc că e băutură sau ceva de genul. Hai să vedem. Acolo cred că a fost la frigider. Și acum cred că pleacă, bro. Da, a plecat în partea aia. A doua dimineață, băi, deși că frățiorul nostru ați văzut că... Dude! I think someone broke in last night, put your sunglasses on, I'm filming! Dude, our whole house, the kitchen is just ruined, bro, it's just... Ok, guys, deci l-a trezit Parker pe Chester și spune, bro, cred că cineva a intrat în casa noastră aseară, deoarece toată bucătăria noastră este distrusă. Trash! I told you we shouldn't have got that dog! Let's go. Yeah, let's go downstairs, bro, the kitchen! Hai să mergem jos, hai să mergem jos! Go, let's go! Hai că o să se ducă jos. Dude, this place is completely trash. Bro, uitați-vă ce a făcut așa. Gen, noi am văzut, da. Uitați, a fost acolo. Bro, ce se întâmplă? Trebuie să ne uităm pe cameră, neapărat. Acolo era un fel de provizii de ale lor. Un fel de depara. Ok, trebuie să vedem ce s-a întâmplat, bro. Ia uite, și acum îl văd pe câine. Hai să vedem ce rețe. Ăla e un câine? Ăla nu e un câine, e un om. E un om, bro, 100%. Ce face frățiorul nostru? Și că cum a intrat în casa noastră? Ok, asta zice că au încuiat ușile, dar nu prea cred că le-au încuiat frățiorul nostru, hai să vedem. Oh my god, bro, ce s-a întâmplat? A fost înăuntru casei noastre. Ok, deci că s-a uitat în frigiderul nostru și toate lucrurile noastre. Ci că e o vreo filmare care arată că pleacă, bro. Nu știu dacă neapărat filmarea arată că pleacă. Ba, cred că arată că pleacă, dar s-ar putea să se fi dus în altă parte a casei. Hai să vedem, bro, despre ce se vorba. Ok, se duce. Da, uite-l. Deci, bro, da, după cum a zis, deci aia nu dovedește faptul că el a plecat din casă. Ați văzut că parcă s-a dus într-o altă cameră pe acolo din dreapta și nu au absolut nicio filmare care să arate că a plecat din casă, că a plecat din casă. Deci sunt șanse să încă, gen, încă să mai fie aici. Trebuie să sunau la poliție. Dude, we told him our address. Le-a spus adresa noastră. Da, bro, adevăr, bă, gen, au intrat peste noi. Bro, dar noi i-am spus adresa. Și se zic, băieți, adică clar că e și vina lor, like, pe bune, gen. Adică să nu ne gândim la ceva. Hai să vedem. Trebuie să ne gândim despre asta. Trebuie doar să sunăm la poliție, hai să vedem. Yes, hello. Yeah, I'm sure, can I get someone here so I can file a report? Și că vrea să fac o declarație, ceva că eu spar casa? Yes.
Okay, guys, so we called the police and they pretty much called us idiots for giving out our address, but they don't think that this guy stayed in our house. So obviously I'm gonna feel a lot safer going to sleep tonight. Thank you guys for almost... Ok, guys, deci a spus poliția considera niște idioți pentru că și-a dat adresa online și nu neapărat online. Știți voi în ce fel de online? Și totodată le-a spus că ei, după cercetările lor, acest băiat nu a mai rămas în casa lor, așa că băieții poate să doarme liniștiți la noapte. Hai să vedem ce se întâmplă. Ah, ok, și ce se termină episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem curând cu episoade noi, un an nou fericit la toți băieții. Pa, pa!